Dragi prieteni, la 11 metri vreau să vă povestesc istoria acestei zile pe care am trăit-o intens. Principala mea activitate astăzi a fost să particip la un sondaj inițiat de pagina sa proprie de Federația de Fotbal din Benin, care era indignată că a ajuns la un nivel de performanță atât de ridicat încât supranumele naționale, les écureuils, adică veverițele, n-ar mai fi în conformitate cu agresivitatea pozitivă a elevilor lui Michel Dussuyer, fostul jucător al lui AS Caen în vremea lui Zinedine Zidane, da? Pe teren. Da? Deci ei au bătut Algeria în preliminariile Cupei Africii cu 1-0 ieri la Cotonou și au ajuns la concluzia că sunt prea mari scule dane ca să mai fie numiți veverițe. Și atunci au făcut un sondaj pe site-ul Federației ca cetățenii să participe și să modifice această denumire, să găsească o soluție. Și eu am participat, fiind un om inventiv, nu ca jurnaliștii din România, am propus următorul supranume: gheparzii dezlănțuiți. În franceză le ghepard déchaîné. Deci dacă veți vedea în săptămânile viitoare că așa se vor numi jucătorii din Benin, să știți că tăticul a dat acest supranume. Trebuia să te justifici acolo, să scrii, să răspunzi. Era un chestionar extrem de complicat, cu vreo 20 de întrebări. Prima întrebare, Dane, era asta: ați văzut vreodată în viață un meci al naționalei de fotbal a Beninului? Mi-a răspuns corect la întrebări, mi-au trimis după aia confirmare că mi-au înregistrat răspunsul, să nu mai auzim de veverițe așadar. Dane, tu la ce te-ai fi gândit? Eu sunt încerc să păstrez așa să știi linia că mai clasică. Mai poți participa. Nu, dar să știi că mie veverițele îmi place. E exact ceea ce mi-aș fi dorit eu de la o echipă. Da, bă, Benin, eu nu știu cine le-a pus. Întrebarea e, Radu, ce ai să te faci dacă cumva câștigi o excursie? În sejur. Da, în Benin, la următorul meci de pe teren propriu al acestei naționale. Bănuiesc că ăsta ar fi cadou, într-adevăr. Trebuie să-mi fac un vaccin contra febrei galbene. Asta e obligatoriu ca să intri în Benin. Beninul este o țară aproape liliputană din Africa de Vest, cu ieșire la Oceanul Atlantic. Dacă, de exemplu, au vreun post pe la vreun consulat, oare chiar România n-are consul pe acolo? Uite, m-ar interesa. Dacă tot mi-am dat numărul de telefon, mi-am dat adresa, nu, am participat corect. Erau unele întrebări la care îți spunea răspuns pa obligatoare, adică nu trebuia să dai amănunte. Dar eu am participat cinstit ca țăranul român care scrie la gazetă. Bine, ar trebui să le mai... toate datele, nu-mi place să mă joc așa. Ar trebui să le mai spui oamenilor, Radu, și regiunea din care provii tu. Da, la un moment dat era o listă cu 20 de regiuni, toate din Benin. Și acolo m-am zis, mă, m-au prins ăștia. Și la sfârșit aprea otră, adică altceva. Și când am clicat să dau pe ăla ca să răspund corect, adică nu sunt din nicio regiune benineză, sondajul deștept fiind, dându-și seama că răspunsesem ca un beninez până atunci, nu m-a lăsat să dau otră. Și a trebuit să spun că sunt din capitală, adică din Cotonou. Dar o să vă țin la curent, că vor trimite probabil e-mail cu câștigătorul, cum se va numi. Eu sper că dacă gheparzii dezlănțuiți vor avea câștig de cauză, să mă primească chiar șeful statului, unul de la cu căciulă de leopard în cap, să ajung și eu ca Neanicu, să scrie presa că am fost să vizitez Beninul și că relațiile diplomatice. Mă duc cu doamna Dăncilă în Benin. Pe mâine, fraților. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Avem bilanțul acestei emisiuni pentru ultima ei ediție și bilanțul este unul vesel. De fiecare dată când biletul iese câștigător, nu doar biletul a ieșit câștigător, ci și două dintre cele trei cote bombă, mă rog, supercotele pariuri 1x2, așa cum le spunem noi mai nou. Biletul a ieșit într-un mod mulțumitor câștigător, adică fără emoții,
Și remarcăm că e a 6-a oară în ultimele 7 dăți când ne iese biletul câștigător, ceea ce evident înseamnă un parcurs consistent din partea noastră, colegilor de la site, de la pariuri12.ro. Milano cu Real Madrid, am spus noi, 163,5 puncte peste a fost un pariu câștigător, 176 de puncte, iată, am depășit lejer această limită. Și Fenerbahçe cu Kimki, 1 cu handicap minus 3,5, a fost 93-85, așadar 8 puncte handicap. Noi am cerut doar 4 și am câștigat fără probleme. De asemenea, la Milano cu Real Madrid, peste 172,5 puncte, una dintre cotele mari, cot supercotele, 2,38 a fost cota. Iar în Serie C, în Italia, Ternana cu Albinolefe, X, pauză 1 final, fix așa a fost, 0-0 la pauză, 1-0 la final și o cotă de 4 câștigătoare. Au mai fost și alte variante, spre exemplu la Petrolul cu Mioveni, 1-0-3 goluri, 0-0. Am avut TNS cu Landundo, 1 cu handicap minus 1,5, acolo a fost Măcel 6-1, noi încercasem una dintre supercote, 4-5 goluri, dar s-au marcat 7 până la urmă, așadar handicapul de minus 1,5 a ieșit și el fără probleme. În Copa de Rei, două ponturi corecte, două ponturi greșite, așa e când te duci în competiții extrem de mici, pentru că Copa de Rei este în momentul ăsta la un nivel în care marile formații încă nu au intrat în competiție și destul de greu de anticipat. În general, ca și regulă pentru pariori, cupele sunt între ghilimele, să spunem așa, de evitat. Nu le evităm de tot, de fapt, dar doar mizăm mai puțin bani pe cupe, pe meciuri amicale. Sunt o serie de reguli și, atenție, una dintre aceste reguli, nu știu dacă o știți, dacă o aplicați, atenție la meciurile dintre prima și ultima clasată, pentru că procentual, așa, vreo 20% din astfel de meciuri, sau poate și mai bine, ies produc surprize și n-ar fi o problemă, pentru că 80% ar însemna suficient, însă problema vine din altă parte, din faptul că la casele de pariuri, cotele pentru astfel de evenimente, spre exemplu prima clasată cu ultima clasată, nici nu sunt mulțumitoare. Evident că e diferență mare între cele două formații și atunci ăsta e unul dintre genurile de meciuri în care e mai bine să fiți prudenți. În Statele Unite avem două meciuri în așteptare în MLS, puteți să le jucați live sau încă mai e timp să le abordați pe site-urile de pariuri. Apropo, pe pariuri12.ro aveți o listă cu cele mai bune case de pariuri online. Puteți intra acolo și să vedeți descrierea fiecăruia, cu plusuri, cu minusuri, cu comentarii din partea telespectatorilor, a cititorilor și așa mai departe, în funcție de experiența lor. Așadar, DC United cu Toronto, gol în ambele reprize, și Orlando City cu Seattle Sounders, X2 și peste 1,5. De încercat în caz că vă tentează. În Rusia am avut două meciuri de hockey, Neftavi cu Lada Toliati, peste 3,5, 4-2, așadar pariu câștigător, și Toros cu CSKA 1 cu handicap 1, pardon, simplu. În NBA două meciuri pe care le urmărim, Sacramento Kings cu Utah Jazz, 2 solist, se joacă în această noapte la 5, și Houston Rockets cu New Orleans Pelicans, 1 cu handicap minus 6,5, 1,84 la această variantă, un pariu de urmărit. La ora 3 începe meciul, dacă vreți să-l jucați. Milano Real Madrid, peste 163 de puncte, inclusiv overtime, ne-a ieșit și acest pariu. Și cam mare asta e bilanțul zilei de ieri. Vă invit pe Facebook, haideți să ne criticăm acolo sau să construim ceva împreună. Noi mergem către meciul zilei Unibet, o întâlnire din Liga a doua, dar nu una oarecare, ci între două echipe care teoretic sunt de tradiție, Ripensia și Ucluj. Ripensia este un nume cunoscut, un nume legendar al fotbalului românesc, însă am îndoiel că există foarte multă
cum să zic, identificare cu această formație, pentru că Ripensia, după cum bine știm, a dispărut o vreme din fotbal românesc, câteva zeci de ani, apoi a reapărut în prezent. Nu e rău, e chiar foarte bine. E una dintre multele echipe ale orașului Timișoara, de partea cealaltă Ucluj, la fel și ea trecută prin diferite probleme, reînviată și, iată, un derby, să spunem așa, între Timișoara și Cluj, etapa cu numărul 13, cotele partidei sunt următoarele, 3,80 pentru formația gazdă, evident cote de la Unibet, egalul are o cotă de 3,45, iar doi solist o cotă de 1,75, clujenii fiind evident favoriți aici, și noi am mai selectat câteva cote pe care le-am găsit în oferta Unibet. Este vorba de cote interesante, dar nu neapărat punturi. Remiza la pauză 2,30, 1x 1,92 pentru timișoreni și scor corect 1-2, o cotă de 8. Asta ar fi varianta pentru care putem risca o sumă mică, 1 leu, 2 lei, 3 lei, 5 lei, în speranța unui câștig. Sunt argumente și o să vi le povestesc imediat, dar înainte de asta hai să vedem pontul. Prieteni, avem sub 3,5, 1,40. O cotă bună pentru un pariu destul de sigur. În altă ordine de idei, mie și doi solist ăla la 1,75 îmi place și cred că merită să-l luăm în considerare. Etapa cu numărul 13, așadar, în Liga 2, abia ce s-a terminat etapa cu numărul 12 și revine fotbalul de divizie secundă, imediat a doua zi, cu etapa cu numărul 13. Ucluj este, să spunem așa, echipa mai presată în momentul de față, pentru care ca obiectiv promovarea. La Ripensia lucrurile sunt ceva mai liniștite, dar Ucluj vrea să promoveze. Nu e ușor, pentru că sunt echipe destul de valoroase în Liga 2, mă rog, raportat la ce se întâmplă acolo. Ei sunt la 4 puncte în momentul de față de Academia Clinceni și în aceste condiții ar fi bine să pentru clujeni să nu scape ocazia când întâlnesc un adversar mult mai slab cotat. E bine, Ripensia Timișoara are și ea o veste bună de adus, și anume faptul că a semnat cu Alexandru Pelici, plecat de la Hermannstadt. Pelici se întoarce chiar acasă la Timișoara, el e timișorean, e prima oară când antrenează un club din Timișoara, dar atenție, va începe mandatul abia de la 1 ianuarie anul următor, adică din 2019. Până atunci, antrenorul a solicitat o perioadă de pauză, echipa e condusă de un interimar, este vorba, vă spun și cum îl cheamă, mi-am notat eu aici, Radu Suciu. Acesta a reușit un lucru foarte bun în runda precedentă, pentru că Ripensia a câștigat contra Poli Timișoara, contra una dintre cele două Poli Timișoara, sau câte sunt, trei, cu ASU Poli Timișoara și iată, vine după un rezultat bun. Era nevoie, pentru că în ultimele 5 etape l-a luat un singur, 4 etape la un singur punct, acum are și o victorie în ultimele 5 și lucrurile, să spunem că, dau mai bine la moral din punctul ăsta de vedere. Marea problemă a clujenilor, a lui Cluj, este faptul că defensiva nu e foarte sigură și, fiind vorba și de o deplasare, poate ne putem aștepta la ceva goluri. Eu cred că Cluj nu va pierde această partidă, cred că va câștiga. Am luat la un moment dat în calcul varianta unei revize, însă evident că Cluj este echipa mai valoroasă în momentul de față. Întâlnești un adversar care ocupă doar locul 14 în Liga Secundă și are un randament de un punct pe etapă, adică în 12 runde au luat 12 puncte. Nu e foarte mult, ba dimpotrivă, e destul de prost. Ce mai avem aici? De partea oaspeților, Universitatea Cluj e pe locul 5. Campionatul e, să zicem, oarecum în prima sa parte, la început, vreau să spun, și timp ar fi suficient pentru Cluj să ajungă unde vrea. Dar nu e chiar totul lapte și miere acolo. În mod surprinzător, pentru că Academica Clinceni, spre exemplu, e o formație care
poate nu era cotată ca una dintre favoritele la promovare, dar chiar și așa lucrurile se vor mai așeza. Să nu uităm că ligile inferioare, din experiența noastră de pariori, înseamnă uneori și lucruri neplăcute. Acum, să zicem așa, ca să fiu blând, nu vorbesc de liga noastră a doua, ci de altele din alte țări, dar evident înțelegeți aluzia. Sunt multe echipe care în prima parte a campionatului trag pentru a aduna puncte, iar în retur încep să le ofere, pentru că se asigură că nu retrogradează, au și un blazon așa și adversarilor le e frică și atunci întreb, domne, cât e punctul, cât e victoria? Și în felul ăsta se fac diferite lucruri. Asta de obicei apar în partea a doua a campionatului, așadar nimic nu e bătut în cuie în momentul de față în eșalonul secund. Așteptăm partea a doua și vedem ce se întâmplă. Ar mai fi o problemă la clujeni, faptul că portarul este unul destul de nesigur. Vorbim aici de un jucător tânăr, evident, n-avem ce să-i reproșăm acestui Bozoan, că îl cheamă, 19-20 de ani, ceva de genul ăsta. Mai greșește, da, e normal și la Liga 2 foarte, foarte clar că te aștepți la astfel de lucruri. În rest, sunt jucători cunoscuți, jucători experimentați, vorbim de Giurgiu, de Florescu, cine mai aici, Goga și așa mai departe. Probabil un meci, un meci în care oaspeții vor câștiga, cel puțin eu așa mi-aș dori, având evident acest obiectiv promovare, în vreme ce Ripensia probabil se mulțumește să își consolideze statutul din Liga a doua și să încerce pe viitor, când lucrurile se vor mai îmbunătăți la club, chiar revenirea în Liga 1, pentru că Ripensia este o fostă câștigătoare a campionatului intern. E adevărat, cu multă, multă vreme în urmă. Mergem mai departe la subiectul următor. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet.